S-a spart turbina. Ziua, ce s-a întâmplat? Nu mă arăt cu mașinile. Neața, băi, până să înceapă clipul ăsta, trebuie să facem o surpriză pentru Nașu. Poate nu-l mai știți, este băiatul cu a treiu de am făcut evacuarea. O să vă las o poză aici. Este ziua lui și ne-am decis să-i facem o surpriză. O să-l sunăm și o să-i zicem, bă, că avem o problemă cu mașina, vino repede că e rău de tot. Și el, bineînțeles, o să vină și... Hai să-l sunăm. Gata, Alexe? Da. Ia. Dă-l pe speaker. Alo, ce faci, Vere? Uite, sunt pe la... Acasă. A, nu ești acasă, nu? Acum am uitat, bai. Băi, fii atent, am fost până la Florin cu aia și mi s-a spart ceva de sub, mă. Îmi curge ceva, ești nebun și nu e antigel. Negru? Da, da. Ești brut, ai spart pe aia, nu mai pornim mașina. Păi nu mai pornesc, am rămas cu ea. Unde ești acum? Sunt fix aici, lângă sală, la Lidl. Am... La sală unde mergeam da, noi? Da, da, da. Mamă, ce-ai în altă parte, hai că vin acum acolo. Mamă, mersi, mă, că nu știu ce să mai fac, mă, ești nebun. Trebuie să facem o coardă, să o duci acasă, că nu mai poți să o pornești dacă... Dar cum s-a auzit? Direct, bum, ești nebun? S-a spart turbina. Bă, ești nebun? Da. Hai de capul meu. Ca la meciul, ce? Mamă, doamnă. Păi și ce mai poți să-i fac acum? N-ai cum să o pornești, pentru că dacă o pornești, trebuie să papele de sus. Problema e în felul următor, să nu fi luat pe aceeași pământul ca la meciu, să nu fi îndoit ceva pe sus. Da, dar eu nu i-am mai dat cheie după, gen. E bine atunci, trebuie schimbată turbina, dar recomandarea mea, nu fă prostia în meciu de TSH. Bine. Mau. E cu duși întors, dacă ții pe aș, posibil să dai banii și într-o lună, două, să... Da, da, știi ce... Poți să vii, te rog frumos? Da, acum vine, auzi că vine, bine. Bine, hai, dacă e... îți dau un share location? Păi știu, mă, dacă ești lângă Lidl acolo. Sunt fix în Lidl, în parcare. A, e la Lidl? Da. Perfect, până acum, o iau pe Constantin după banul și de cât intru în Lidl. Bine, da, hai. Da, nu mai că... Dar anovat, vin repede. Bine, bine, bine. Bine, hai, mersi pom. Mult, papa, papa. Da, te-am papa. Gata, bă, hai că... A fost credibil? Da, 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 da. A zis că vine, Da, eu îi făceam la băieți. Da, mă, băieți. L-am păcălit că s-a spart ceva la mașină. S-a turnat o sticlă de suc acolo, de Fanta. Și acum îl așteptăm pe Adi. Ei, s-a pregătit aici. Și balonașele, frumos. Și tortulețul. Băi, Adi, sper să-ți placă surpriza. Haide. Hai că revenim în câteva secunde când apare șmecherul. Tu ce faci, șmechere? Așa, mă, băieți, noi stăm aici ascunși. Și în momentul când o să-l vedem pe aici că trece, ne-am băgat frumos și facem o surpriză la carte. Merge?
întâi să stea pe jos să se uite și vai, după aia ieși. Păi da, cu spate. Când e jos, venim noi. Da, da, da. Am dat drumul la filmare. Stați aici, da? Ține, ține băiatul, ține băiatul. Lasă-l, că stai aici acum. Eu mă bag pe aici. Stați-l, băi, frate, bă, nu știe, bă, ce pregătim noi aici. Nașule! Dacă l-am văzut că vine să-l lângă mașină. Hai de ieșim? Hai gata? Hai Adina! Poate vând. Unde e bricheta? Păi dă bricheta aia. Ce faci, Gira, mă? Trei, doi, unu și tare, da? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Adi să trăiască, Adi să trăiască, la mulți ani. Aș fi fluierat și un pic acum, dar... Bă, când ți-ai dat seama, nu? Nu mi-am dat seama, chiar vorbeam pe drum. Știi să mai făceam reducțiune aici, nu? La mulți ani, băi, nașule. Mulțumesc frumos. Eu când s-a dat jos din mașină și s-a pus aici, a început să râdă la mine și nu știam de ce. Nu, nu mi-am dat seama, ce ziceam la Adina? Uite, ăla zicea și că lasă să cadă turbina. Ia. Da, da. Să vezi, poate i-a dat, poate i-a căzut cutia. M-am uitat jos acum și zic, mamă, poate i-a căzut cutia, de aia. Da, ai dat jucat-o bine, de data. Neața și bine ați revenit la un nou clip pe canal. Astăzi o să vorbim despre ce nu ne place la mașină. În clipul trecut am avut ce ne place la mașină și ce să mai... Hai să nu stăm prea mult la taclale și să-i dăm drumul la treabă, dar mai întâi de toate hai să bubuim clipul ăsta cu un like, să ne abonăm și la canal, să apăsăm și pe clopoțelul ăla, că dacă nu, mă cade farul. Așa. Bă, primul lucru care nu-mi place la mașină, bă, e lipsa pachetului M. Deci aici trebuie să vină neapărat o bară față de M, cu niște praguri. Sunt cam urâte astea, da? Bine, fiind vorba între noi acum, diferență mare de pragul ăsta și pragul de M, nu e. Și tu știi că și tu ești pe corect, pragul de 90. Corect. Dar, aici e o diferență foarte mare, la bara spate. Și trebuie neapărat să punem pachetul ăla, bine, cu oglinzi, cu niște capace de oglinzi. Oricum, când am luat mașina, am fost puțin dezamăgit de chestia asta. Bine, dezamăgit în ce fel? Că trebuie să mai fac o mică investiție acolo. Așa, dacă o luam cu un pachet de fabrică, erau mai puțin bani de băgat în mașină, așa că trebuie să începem să investim în ea și nu ne place, știți că nu ne place la nimeni. Nu-i place să bage bani în mașină. Ok? Și aici, cum ziceam, o să avem nevoie să facem o evacuare dublă. 335, corect? Corect. Bine, legală, tobe. Trebuie să arate doar estetic bine și... Na. Bă, a doua chestie care nu-mi place la mașină. Bă, e suspensia asta, mă, frate.
intră prea multe degete aici, intră 3 degete. Și pe față și pe spate, bine? Bă, ca să fim sinceri. Hai să mergem pe partea altă, ca să se vadă mai bine. Pot fi așa, coapă, da? Primează putere, da? Bă, mașina nu e chiar atât de... barcă ridicată. E puțin lăsată. Dar... da, toată viața am fost obișnuit să cadă aripa sub, să fie cauciucul sub aripă. Deci trebuie să facem ceva neapărat cu chestia asta. Bine, în momentul de față mașina merge foarte bine, este foarte bine, e destul de rigidă pentru suspensia pe care o are. E un M Sport. Stă foarte bine pe curbe, nu balansează. Deci, na, probabil pe asta o să țin de iarnă suspensia. O să mai... bine, dacă mi-au reglabile, dacă pun perne, vedem. Nu o să stai să-i schimb mereu pe pisica, mă. Nu o să stai mereu să schimbi suspensia așa, dacă ai o reglabilă, zâng, 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 două ore și ai pus-o sus. Dar urmează în viitorul apropiat să schimbăm și suspensia, că trebuie. Bă, și dacă tot suntem la capitolul suspensie, trebuie să fim și la capitolul jante, nu? Bă, astea n-au ce să caute vara pe mașină. În primul rând, sunt foarte mici. Bă, sunt ok. Și cauciucul e ok. N-am probleme cu ele, nu bat, nu nimica. Dar, băi, frate, aici trebuie să fie un minim 18. Eu o să merg pe 19, aș vrea să pun. Cam asta am în plan. Nu știu ce jante încă, mă tot gândesc, dar o să vedem în viitor. Am găsit câteva modele pe net, am vorbit cu câțiva băieți. Ideea e că țin foarte multe planuri cu mașina, trebuie să le calculez, vreau să iasă totul perfect, fără probleme. Da. Mă gândesc la un fitment, o să văd dacă pun reglabilă sau perne, dacă pun perne trebuie să mă gândesc la alte jante, dacă pun reglabilă trebuie să mă gândesc la alte jante. Deci, da. Deci astea sunt bune, de iarnă o să fie. Zi-mă, ce s-a întâmplat? Bă, alt motiv care nu-mi place la mașina asta e domnișorul ăsta de aici. Bă, e un motor în 4 cilindri, N43B20A, 170 de cai, motor aspirat. Din păcate, nu știu, adică nu prea mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut la mașină. Motorul fiind mic, capacitate mică și fiind aspirat, nu pot să fac cai, nu modificări. Dar, aia e, bă, în schimb sunt mulțumit aia de consum, dar parcă era mai fun să fie și niște cai acolo, nu? Să urle, să... na. Dar, până la urmă, o să fie o mașină și de familie și de frumusețe, să zic așa. O să mai nu o să fie o mașină de putere, dar în luna decembrie o să revenim cu un E36 puternic. Trebuie să fiți pe canal și să vă abonați și să urmăriți toate alea, să activați clopoții, tot. O să facem acolo un proiect mega, care ăla nu o să fie, adică mașina aia nu o să fie de stradă. Atenție, nu o să fie de stradă, o să fie dedicată competițiilor sportive. Bă, și iată că am revenit la secțiunea rotiția. Ăsta e alt motiv care nu-mi place. Bă, și sunt chestiile astea din spatele jantelor, adică mai exact discurile de frână. Bă, mărime e cam mică. Bine, nu pot să zic că mașina nu frânează, frânează foarte bine. Dar discul ăsta e foarte, foarte mic, frate. Are 312 pe față și 300 pe spate. Așa că, cred că pe la anul, cel mai probabil, o să facem o conversie la frâne de N3, care o să aibă 345 fața, dacă nu mă șel. Trebuie să mai caut. Nu mai știu exact dimensiunile, dar o să avem frâne de M3 pe ea, perforate, cu plăcuțe de frână EBC-uri, dar până atunci avem discuri și plăcuțe
cacaloc, ca să zic așa. Of. Bă, sunt foarte multe planuri cu mașina asta. Bani să fie. În clipul viitor o să vedeți prima investiție costisitoare în mașina asta. Hai să ne dăm așa, că ne luăm așa cu mașinile. Băi, deci astea fiind spuse, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Nu uita să te abonezi la canal, să apeși pe clopoțel. Și o să mai găsiți aici niște clipuri marfă. Și vreau să scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii ce nu-ți place ție la mașina ta. Ciao, ne vedem data viitoare.